Doresc și toată Republica Moldova sănătate, la mulți ani și mult bani. Și anul care vine, eu doresc să Rusia se retragă armata și trupe Rusia de la Transnistria. Anul care vine. Trupele Rusia, armatele Rusia se retrage de la noi, de la Transnistria. Noi vrem să trăim cu pace. Noi nu vrem să trăim fără probleme. Pentru că de la ocupație noi avem probleme, noi avem mafia aici, noi avem insecuritate aici. Noi vrem armata Rusia, trupele Rusia se retrage de la noi, de la Transnistria, acolo noi nu avem dreptul. Libertatea de circulate nu există. Firmele noastre acolo nu lucrează. Și copiii noștri și școlile, limba noastră, limba română, acolo nu funcționează. Noi vrem anul care vine să armata Rusia și trupele Rusia și armamentele Rusia se retrage de la Stanga Niciu. Și noi, eu vreau moldoveni și cetățenii Republica Moldova să fie întotdeauna unite, întotdeauna mândre pentru Republica Moldova. Noi nu vrem așa parlamentul sau guvernare care face înșelătoare, care nu iubește țara noastră. Acolo sunt mai mulți deputați și la guvernare care face înșelătoare, care întotdeauna lucrează pentru Rusia. Așa ceva noi vrem moldoveni, deputați, la guvernare, care sunt patrioti pentru țara Moldova și întotdeauna luptă pentru țara Moldova. Așa noi vrem să rezolvăm problema asta mare, retragere trupe Rusia. Așa noi vrem să unim cu România. Noi vrem unire cu România pentru că acolo la Parlament și la guvernare comunist care face înșelătoare pentru țara noastră, care nu iubește țara noastră, care sunt dușmani țara noastră, partidul comunistilor. Și noi vrem anul care vine, ca partidul comunist. Și nu se interzise Partidul Comunist. Pentru că uitat la 7 aprilie 2009. Cine este vinovat? Uitat la judecătorie care judecate Papușu și comisariat. Așa ceva, a spus să chita numai bani. Și noi, vinovăție noi, pentru ei nu vinovăție. De ce așa? Trebuie de pedepsit, nu închita. Așa ceva nu place, trebuie schimbare de la reformele de la judecătorie, de la ministrul de justiție, de la procuratura generală. Noi vrem să pune oameni care este moldoveni adevărat, moldoveni basarabian adevărat. Noi nu vrem oameni care lucrează pentru Rusia. Acolo sunt mai mult oameni pro-Rusia. La judecători, acolo, judecătorilor, la procuratura lor și la fiecare ministrele, acolo sunt dușmani țara noastră și lucrează împotriva țara noastră. Așa reformele necesare pentru noi să intre la UE, Uniunea Europeană, nu e ușoară.
Reformele nu se fac, nu se reușim. Numai prin unire, noi așa îi reușim, se intră la UE și noi avem securitate, și noi avem NATO, și noi avem asigurarea de energetice, noi avem pensie stabilă, noi avem, noi beneficiază de la resurse minerale de la România, petrolul, Dacia, uranul. Și noi avem, noi rezolvăm probleme limbelor aici la Republica Moldova. Dacă venim cu România, probleme limba care există la noi, la Moldova, noi să rezolvăm. Pentru că România nu trebuie, altă limba, numai limba română. Și aici tot așa. Fiecare ministrele aici, subordonat la București, fiecare ministru, numai primăria există aici. Parlamentul nu există, prezidenția nu există, premierul nu există, noi avem tot acolo de la București. Noi vrem să strânse vamele care blocat noi cu neamul nostru. Vamele de la Ungheni, de la Galați, noi vrem să strânse vamele. Noi vrem așa să blocat Tiraspol și vamele noastre să fie acolo numai la Ucraina, Ucraina și blocat Tiraspol. Și noi vrem să unim cu neamul nostru, fratele nostru acolo, la România. Noi vrem să rezolvăm probleme mafiei aici, mafiotizat țara. Noi vrem să rezolvăm probleme mafiei aici. Noi rezolvăm probleme numai prin unire. Drumul aici e foarte scurt și simplu. Uitați, guvernarea, parlamentul a spus, Silianca a spus, integrare europeană, Moldova aproape integrare europeană, asta nu mai la vorba, la faptă nu există. Pentru că aici corupție sunt peste tot aici, nimeni nu vrea să lupte împotriva corupție. Și guvernul tot așa nu vrea să merge la TV, să spune la oameni. Europa vrea numai limba maternă și limba internațională de circulație. Așa trebuie, așa scris la... Europa are carte. Și guvern nimeni n-a făcut așa până acum. Și oamenii care sunt acolo la deputat, la guvernare, nu sunt patrioti pentru țara noastră. Ei de acolo lucrează pentru Rusia, pro-Rusia. Și eu vreau oamenii să gândesc moldovenii întotdeauna să fie mândri pentru țara Moldova. Noi vrem ceva nouă. Noi am stat cu Rusia aproape mai mult ca 60 de ani. Acum. Și noi reușim să fie bogați? Sau noi reușim să fie țara cunoscută la lume, în lume? Noi îndurmăm cu țara și aici. Pensie mică, și probleme energetice. Uitați la Gazprom. Gazprom totdeauna face politica cu gaz. Pentru că noi acolo numai Gazprom noi depinde. Noi vrem alternativă energie. Cum noi să reușim aici? Numai prin unire. Cu neamul nostru, cu prin unire. Asta drumul este foarte simplu. Foarte simplu și scurt. Așa noi vrem. În anul care vine. La mulți ani. Sănătate. La mulți ani. La mulți ani. Și sănătate. Și mult bani. Mulțumesc.